Data de 12 aprilie 2016 va rămâne în istoria Forțelor Navale Române, drept ziua în care a intrat în serviciul de luptă remorcherul Vârtosul. Este primul dintre cele trei remorchere contractate de Ministerul Apărării Naționale de la șantierele navale Damen, Olanda. Cu această ocazie, în dana militară a portului Constanța, a fost organizată o ceremonie deosebită pentru marcarea acestui moment. Remorcherul maritim Vârtosul, cu o urmă de bordaj 103, este proiectat pentru a fi folosit în port și în rada acestuia. Nava are lungimea de 16,56 metri, lățimea de 5,93 metri, pescajul de 2,54 metri și este echipat cu două motoare Volvo Penta de 600 de cai putere fiecare, precum și cu numeroase echipamente tehnice specifice. Comandantul remorcherului este maestru militar clasa a doua Daniel Chivu și are în subordinea sa trei soldați gradați profesioniști. La eveniment au fost prezenți șeful statului major al Forțelor Navale, contraamiralul dr. Alexandru Mușu, locțiitorul pentru resurse al șefului statului major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Ioan Stănciulescu, comandantul flotei, contraamiralul de flotilă Daniel Căpățână, reprezentanța ai constructorului olandez, comandanți de unități, cadre militare active și în rezervă, oficiali din cadrul Companiei Naționale Romtehnica, numeroși invitați. Un sobor de preoți a oficiat un ceremonial religios, ocazie cu care a fost sfințită nava. Pe parcursul activităților au fost acordate machete și tablouri cu fotografia navei celor implicați în derularea programului de achiziție a remorcherelor. Abilitățile echipamentelor de bord îi conferă Vârtosului posibilitatea de a acționa în orice condiții, ziua și noaptea, pentru îndeplinirea misiunilor de intervenție în portul și rada Constanța și a oricăror altor misiuni care îi vor fi puse în față. Programul de înzestrare cu remorchiere maritime, declanșat în noiembrie 2015 de către statul major al forțelor navale, răspunde cerințelor de capabilități ale NATO referitoare la operaționalizarea și menținerea nivelului de capacitate operațională necesar executării misiunilor de remorcaj, acordarea ajutorului tehnic pentru navele aflate în dificultate și căutarea și salvarea pe mare. Achiziția remorcherului Vârtosul s-a realizat prin Compania Națională Romtehnica S.A. de la șantierul Damen Shipyards din Olanda. Lansarea la apă acestuia a avut loc acum două luni, în februarie 2016. Prima confruntare cu apele a avut-o prin marșul făcut pe Dunăre, de la șantierul Constructor până în Constanța, unde a ajuns pe data de 25 martie 2016. Intrarea astăzi în serviciu a noii nave, care va fi urmată de alte două, obligă personalul divizionului 175 nave scafandri de a depune toate eforturile pentru o cât mai bună pregătire de specialitate în vederea exploatării în bune condiții a sistemelor și echipamentelor acestora. Având încredere deplină că veți găsi resursele necesare pentru a face acest lucru la cele mai înalte standarde, vă urez multă sănătate și putere de muncă, vânt bun din pupa, iar noului remorcher intrat în serviciu îi urez viață lungă în Forțele Navale Române. Vă felicit cu ocazia intrării în serviciu a remorcherului Vârtosul. Acordarea pavilionului navei și botezul marinăresc au fost alte două momente importante în cadrul ceremonialului de intrare în serviciu Forțelor Navale Române. Îți mănânc primul pavilion al navei și comanda navei. Iau primire prin pavilion al navei și comanda navei. Echipaj la pavilion prezentați. Arm! Pavilionul sus! Dorim echipajului remorcherului Vârtosul să se ridice la nivelul exigențelor cerute pentru misiunile la care vor participa
și să fie mândri că au posibilitatea de a exploata o navă nouă a Forțelor Navale Române.